Salutare dragilor și bun găsit la un nou episod de podcast Academia Booster de Jim Beam. Eu sunt Cătălin Cruitoru, mă știți ca Jazz Move și astăzi am invitat o invitată la episodul ăsta. E senzație, este ceva delicios, ca să spun așa, plăcut ochiului și nu numai. Este vorba de Cătălina Manole. Îmi pare bine să te cunosc, Cătălin. Cum sună? Nu sunt obișnuită cu numele Cătălin, știi, cred că din cauza că pe mine mă cheamă Cătălina, Cătălin și Cătălina știe, Mm, mi se pare că mi-ai furat ceva. <laughs> <laughs> nu, am furat nimic. Nu, doar numele fără ultima -ă, literă. <laughs> mă mai cheamă și viorel dacă te ajută cu ceva. Putea să mă chem și Viorica dacă nu mă gândesc. <laughs> yeah. Bun, cum, cum, cum ai vrea să fii prezentată? <clears throat> cum te-ar cum te cunoaște oamenii cel mai ușor? Uh, prin ce fac sau prin ce somn? Prin ce spui tu, pentru că eu știu despre tine că faci sală. Ah, okay. Știu despre tine că ești coach în relații... Uh -huh. uh, Amoroase. Ai spune-te, uite, să nu greșesc. Da, da, amoroase, da, în relație de cuplu. De cuplu. Da, amoroase e tot același lucru. Așa, ce aș zice eu despre mine, din punctul meu de vedere, că sunt un om care încearcă să schimbe ce în jurul lui bine. Cam la asta m-aș rezuma. Crezi că merge la sol, în momentul ăsta, ce în jurul tău? Nu merge la sol, pentru că eu m-am schimbat, deci ce în jurul meu se schimbă. nu, e bine, e bine. Bine. Da, dar tot timpul încerc să las ceva mai bine decât am găsit. Uh -huh. Indiferent ce înseamnă asta. Și că ajut un om cu un sfat, că ajut un animal, că am suficiente, aproape 30. Ai 30 de animale? Da. Ce animale? Pisici și căței. Câte pisici? Uh, da, să vedem acum că eu știu În că 3 este limita, da, hai să vedem cât. <laughs> În momentul de față am 10 pisici, una gestantă, astăzi am găsit o pe stradă uh, a 10-a, uh -huh. care e gestantă cu 4, așa mi-a zis la ecografie. Wow! Doar? Da. Așa, deci ar veni 14, da, plus 17 căței. Cred e că mai mare. mult de 30, nu mai mult de 30. Pentru ai un, practic un cămin. E un foster. Sună acolo. Sunt acolo. <laughs> să ai așa, să te întreb, sunt salvați, abandonați? Da, da adunează pe stradă. Da? Se zice că dacă în copilărie te-ai simțit singur, știi? adică aveai nevoie de oameni care să te ajute și n-au fost acolo, recunoști suferința în jur mai ușor decât oamenii în mod normal. Uh -huh. Și ai nevoie să pf, cumva să te salvezi prin sufletele pe care le salvezi. Cred că așa ai la mine. Ok. Da, e, frumos, și, e admirabil lucrul ăsta pe care îl văd la tine și mai am și în, câțiva prieteni care fac asta. cum e? Eu nu știu dacă e admirabil sau nu, cred că pur și simplu ăsta știu că ești tu așa și vezi, nu, nu, nu poți să schimbi, da. Ar fi frumos să exprimăm, că toți avem umanitatea asta în noi, dar ar fi frumos să o exprimăm mai des da, și mai deschis și mai fără frică. Și, și știi ce mă frabează pe mine? Că oamenii, dar probabil nu văd, adică sunt în alt film, în pe alt palier, al vieții, al cunoașterii, el nu știu. Adică oamenii trec pe lângă animale aflate în suferință și nu reacționează. Adică, adică cât de închis trebuie să fii să nu vezi, știi? Uite, eu am o frică. <coughs> frică. Am o frică, da. Când merg pe stradă, merg foarte atent cu mașina, oriunde aș fi, oriunde m-aș duce, te teamă să nu lovesc pisici, <coughs> animale, uh, evident pieton, dar în special <coughs> animale pentru că ele trec nepre, imprevizibil, mai ales da. pisicile. Da. Mi da. se teamă să văd o astfel de pisică care nu mai are, sau animal care nu mai are nicio șansă, sau este foarte grav rănită, mm -hmm. că nu știi ce să fac. O duci la veterinar, cel mai sigur. Imaginează-ți că este super nasol. O duci, duci la veterinar și o eutanasiază, da. Adică am găsit și căței e, așa. care erau călcați de mașină și lăsați să agonizeze, știi, pe margine și nu s-a dus nimeni. Te duci și faci aneste anestezie, o eutanasie. Eu, asta este un pas pe care eu nu știam și poate să conteze foarte mult. Să, să curmezi suferința unei vietăți. Păi da, dar nu să-l lași acolo să moară până păi, 3-5-10 zile, nu? Eu știu ce spui. Adică... Dar este foarte dificil pentru omul la care este acolo pus să... Dar, eu nu înțeleg de... care gradul de... <gură> știi? Adică, ce e dificil? Ce uh, este dificil că nu știi ce să faci. Prima dată te gândești, ok, cum? Ce faci? Te duci la veterinar e clar că nu mai poți. Deci judecă omul. Da. E clar că nu ai ce să mai faci. Cum faci mai departe? Păi te duci și îți zice doctorul în cauză, ce e de, de yeah. făcut. Ok. De acum înainte am să știu. Am aflat asta. Hai să revenim la lucrurile <gură> <gură> alea. <Asta> era <gură> pentru mine. O să-i am la montaj. <gură> Uh, vom vorbi despre creatină, uh, glutamină și aminoacid. <laughs> creatină nu iau, creatină faci A atenție trebuie. de apă. <laughs> trebuie să vedeți fața. Nu, glumesc. Uh, dar ai spus că faci sală. Uh -huh. Și mi-ai spus că ești pasionată de trei lucruri. Da. Sală, animale și relații. Uh -huh. Cum ai ajuns să faci treaba cu relații? Ai spus că... Da, prin, pur și simplu am avut o perioadă mai dificilă din punct de vedere relațional, mm -hmm. să zic așa, da? Și repetam aceleași tipar, tot timpul, ajungeam în aceeași conjunctură, da? Jucam același rol cu actori diferiți, în sensul în care eram tot eu, alți parteneri, dar care se comportau identic. Uh, între ei, cu mine, știi cum o făcea fiecare dintre da. ei și zic, cred că ceva nu e bine, adică la un moment dat -am gândit, mă nu e ok, știi, adică eu am o problemă, nu are cum ca fiecare bărbat pe care îl întâlnesc să se comporte la fel, înseamnă mm. că eu am ceva de defect, să zic așa, și am căutat să repară. Ce frumos este asta, ți nu de responsabilitate. Da, da asta e niște ca durată, adică nu-ți imaginea, da. de, nu de așa, 10, da. 10 ani păi... până să mă hotărăsc să fac click -ul. da. Cât cam 10 de superință okay. din aia, abandon după abandon, adică când ești părăsit, trădat în celălalt și așa, deci mamă, nenorociții. Nu multă vorbește despre asta. Ei. De Totul lumea ceva, m-am transformat pur și simplu, asta a fost decizia pe care am luat-o și lasă impresia oamenilor care vorbesc despre asta că s-a întâmplat așa. <laughs> da, da. Și eu care mă uit la ei, zic, bă frate, dar la asta s-a întâmplat, gre... întâmplat ușor, la mine se întâmplă greu, înseamnă că e ceva greșit cu mine. Nu. Știi? Da, uite, vezi, asta din cauza că noi nu vorbim despre ce e greu în viața noastră și noi arătăm doar rezultatele. Mm -hmm. Dar rezultatele alea vin de cele mai multe ori cu ani în spate de suferință. Da. Eu, cam asta e ceea ce ne mișcă. Și suferința. Am putea învăța și fără, dar mai greu. <laughs> nu e și ai motivație necesară. Și la sală cum ai ajuns să faci? La sală. Sportul preferat al tău este. Ai spus că îți place să faci sport. Da, n-am un sport preferat, adică nu-ți imagina că mă duc la volei, handbal, La ce te referi când Și spui sport? Când da. spun sport, mă refer strict la mișcarea pe care, pe care, o fac în sala de fitness, adică nu există alt sport. Pe care trebuie care să vă cum faci îndreptări. <laughs> <laughs> faci foarte corect. da. da. <laughs> să știi că Primesc multe comentarii care îmi zic, ah, cotul sus, de răspatre, drept, nu e până la genunchi. Eu nu am mai ajuns jos. să mă uit la cot. Ha, de asta de le fac corect, ok. Să vă uitați și voi, o găsiți pe Instagram. Da, da mulțumesc. Um, relația mea cu sale a început undeva prin liceu, pentru că nu eram mulțumită de felul în care mi-a arătat mi corpul în momentul respectiv. Când ajungi la pubertate, mai ales ca fată, îți explodează toate. Așa, da. Și la noi e la fel. Și la voi la fel, dar... explodează mai vizibil. la noi e nasol. Nu vreau să știu. Așa. Și am început prin clasa nouă, dar nu m-am ținut. Adică, nu, Mergeam așa, de fan. Așa, nu m-am ținut, aveam rezultate, evident. Așa, am mers o perioadă, după asta m-am lăsat, în timpul facultății n-am mai mers deloc și apoi după facultate m-am mutat în București, așa, și de atunci am mers la sală. Ah, Ce -a adică a diferit? De vreo 10 ani. Ce te-a făcut constant? să, în clasa nouă să Păi era o, te te să nu era motivația necesară, știi? Adică era doar ca să arăt bine, știi? Și nu vedeam rezultatele pe corp și că nu e bună de nimic, te duci și te îngărași după. Uh -huh. da, dar acum nu mai e, nu mai vreau să văd rezultatele. Acum nu e pentru rezultatele nu. vizibile. Acum e stilul de viață, știi? Adică okay. e felul în care mă simt după ce am terminat antrenamentul. Uh -huh. Deci nu se compară, nu știu, nimic cu doza de încredere pe care mi dă în mine, știi? Uh -huh. Și nu e vorba de ego sau ceva, e doar că am aia a grijă de tine și astăzi. <laughs> Continuă. A, bun. Stimă de sine. Da, iubire de da, sine. Frumos. Da. Adică e lucruri pe care îl fac pentru mine, pe lângă echilibru emoțional și așa mai departe. Bun. Bine. O cumpăr pe asta? O cumpăr, o cumpăr da. da Știi că, tot așa, înainte să începem Tu mi-ai zis că mergeai la sală din motivele greșite Și eu sunt curioasă da. care sunt motivele greșite Pentru care cineva ar merge la sală Pentru ego Ok, și cum îți hrănește ego-ul? Îmi hrănea foarte... Am văzut că, în momentul... Eu m-am dus la sală să slăbesc așa. Pentru că unul dintre prietenii mei Mi-a zis că sunt gras și încurge burta peste curea da, și erai? Să tricou pe mine. Eu Aveam câteva kilograme în plus nu eram obez, dar eram, eram plinuț. Pufos. Pufos. Se poate vedea pe Instagram, o găsești acolo. <laughs> uh, și m-am apucat de sală, i-am zis, o să mă, data viitoare când o să mă vezi, o să mă vezi cu uh, pătrățele. Așa okay. i am spus. Și în șase luni de zile am avut pătrățelele. Serios? În da, șase luni? În șase luni de zile au fost, au fost pătrățelele. Într-un an de zile le-am amplificat. au uh, fost foarte, niște schimbări foarte draconice, după care am văzut că în momentul în care eu arăt bine, Primesc complimente. Oh, e ce frumos să arăt și mă simt bine. Și am mm -hmm. început să amplific și mai tare, pentru că vânam acum complimentele. Mm -hmm. Mm -hmm. Și vânând complimentele, s-au pus pe mine încă vreo 15 kg de masă musculară. Am dus-o sus de tot. De cu bine niște asta. substanțe cu niște. Asta să zic, Era cu... tot curată? Nu, nu, nu. Au <laughs> no. fost curat o perioadă după care am început să. să se numesc asta, Enhancements. <laughs> Dar, oricum, la bărbați e greu să ajungi, știi, să ai o anumită masă musculară fără că, să suplimenteze ceva. Depinde de mai mulți factori. Da. Dar, în fine, am, am, am vrut să experimentez și asta. Că despre experiență este vorba. <gântu -i> am văzut cât de multă admirație strânesc. Da, dar ce se întâmplă? Că în momentul în care <gântu> iei anumită substanță, dar da. nu să zicem acum ce, așa, hai să o numim testosteron, da? Așa. Uh, testosteronul, în mod special la bărbați, da? cu cât e mai mare, cu atât blochează secreția de oxitocină în organism. Hmm. Da? Și devii un pic psihopat, ca să zic așa, și în sensul în care psihopat, narcisist, în okay. zona aia da, de psihopatie, pentru că nu mai ai capacitatea să empatizezi cu ceilalți. Știi? Și în momentul în care tu ai ciclurile astea, da? Da. Sper că se rezumă la cicluri. Da, da, da. da. În perioada ciclurilor respective, ai tendința să faci multe lucruri pe care nu le face în mod normal. Da? Adică sex cu foarte multe persoane, pentru că așa, nu mai ai empatie, drept urmare, nu o să mai ții cont dacă ești într-o relație foarte mult de partener sau partenera de cuplu, adică intră foarte multe la, la partea asta, de asta e important să păstrezi echilibru și să știi ce ți se întâmplă, pentru că altfel ai senzația că ai, cum e aia, zeu, universului, universul da. și apoi te dă cu fundul de pământ. Ăsta era sentimentul. Da. Asta era sentimentul, ajungeam în punctul în care sunt mm -hmm. zeu, nimic nu mi se poate întâmpla, exact. nimic nu mă poate dărâma, sunt aici. Puteți să veniți toate la mine. Asta a fost. Exact uh, s-a prăbușit muntele. <laughs> am căzut, de, de, pe căzut de din al... Olimp. Am căzut de acolo, am văzut care este treaba. Uh, și de curând s-a întâmplat chestia asta anul trecut. Uh, am performat, am performat de fiecare dată împingeam fizicul mm -hmm. la limite, la limite, de a se distruge. Până când am realizat, da, de data asta a venit așa, click, cum spuneam că nu vine de obicei, dar de data asta a fost probabil un proces pe care nu l-am sesizat, dar în mm -hmm. momentul în care a venit a zis, pentru ce alerg? Pentru ce trag? Pentru ce fac? Pentru că este pentru admirația altcuiva pentru mine când eu îmi dau seama, mi-am dat seama în momentul ăla că eu sunt singurul care mă validează pe mm -hmm. mine sau ar trebui să vină iubirea de la mine către mine, că iubirea pe care o simt pentru tine este de fapt în mine, da. știi? Dar asta nu cred că îți dai seama în timpul unui ciclu. Nu. s <laughs> că... a venit după 5 ani, 7 adică ani. Adică, după ce ai terminat atât, ți-a luat să faci. Păi, a... vezi tu, ciclu de substanțe te poate ține o perioadă, uh -huh. maxim 6, luni, să zicem. Uh -huh. uh, dar asta nu înseamnă că conștientizarea ta. Vine... apare după șase luni. Păi nu, că întâi trebuie să scoți substanța. Conștientizarea nu am legat-o de... E interesant ce ai povestit acum despre cum s-a numit hormonul ăla de care ziceai Oxitocina. Oxitocina face chestia mm -hmm. asta? Mm -hmm. Ok. Oxitocina. Eu credeam că e benefic, dar fără care și părți noasale. <laughs> uh, dincolo de substanțele și hormonii care se activează, noi mai este și partea asta de conștiință mm -hmm. care depășește fizicul. Și a fost nevoie de experiențe, n-a fost nevoie de substanțe, a fost nevoie de experiențe. Da, da, ca să le am Ca și experiențele, dacă vin în momentul în care tu ești în proces cu substanțele respective, ți e greu să le conștientizezi. adică tu poți să treci prin aceeași este. experiență, dar dacă este în este, corpul tău se pune se pur și simplu exact. se nu față, Nu reușești să faci clicul. Uite, asta este un, uh, un o chestie foarte interesantă, atunci când cineva este pe steroizi. Uh -huh. Și folosește steroizi, testosteronul este la un nivel incredibil de mare. Uh -huh. uh, se întâmplă chestia asta și la, uh, la tineri, până în 20 și ceva, 25 de ani, că ei oricum sunt fabrică de testosteron. Da. Uh -huh. Și mai merg și la sală, și sex drive-ul lor crește incredibil de mult. Bă, dar rău. Că aduc aminte de. Nu-i rău neapărat. Și a... Uite, uite unde intervine partea rea alegi să fugi după femeie uh -huh. a ta sau a altcuiva, Până când o și dacă ai una singură, o epuizezi și apoi sex drive-ul continuă. Pentru adică că nu te saturi. Bărbatul se, când e tânăr sau când folosește substanțe, uh -huh. se regenerează foarte repede pofta uh -huh. de sex față de atunci când e natural. Și dacă femeie, la femeie mai e mai greu să o mai pui în, în chef de sex. Ce face atunci un bărbat care are în sex drive foarte ridicat și femeia lui nu. Păi vezi, asta nu e neapărat să știi doar pentru că ești pe steroid sau chestii de genul. Asta contează foarte mult și cu compatibilitatea pe care o aveți din punct de vedere sexual. Știi? Și se știi. întâmplă ca de multe ori oamenii când intră în relație să nu fie compatibili pe palierul ăsta. Știi? Și el vrea, ea nu prea. Adică vrei să spui că e o chestie predeterminată? Da. Adică din punctul genetic, meu de vedere, tu... nu știu neapărat, nu m-aș rezuma la genetic, m-aș rezuma și la convingerile limitative pe care le avem. Pentru că o femeie care a, a învățat în copilărie că sexul e murdar, pentru că ce ziceau mamele în momentul în care creștea o adolescentă? Ca să o împiedice să, să ajungă să aibă sarcini nedorite, ce ajungeai să auzi? Dacă faci sex, ești curvă. Dacă ai făcut sex cu mai multe, trei bărbați, o să te vadă lumea ca femeie ușoară, știi? Și automat, auzind mesajele respective pe pilot automat, când ajungi într-o relație sau ajungi adult și vrei să experimentezi, tu nu mai poți. Și zici, dar eu nu vreau să fac sex, nu mă simt, nu am chef, nu mm -hmm. sunt în mod respectiv. Dar nu știi de ce, știi? Și el e frustrat, tu ești frustrată și asta vrea prea mult, eu n-am chef, toată ziua are numai sex în cap, că nu e așa. De fapt <laughs> știi? și femeia vrea la fel de mult da. ca și bărbatul. O femeie care e sănătoasă, dar din punct de vedere genetic să zi, genetic hormonal, Hormonal, da? În momentul în care vede un bărbat care are chef, îi <laughs> vine chef instant, știi? Adică mm -hmm. e <laughs> dar când tu ai niște preconcepții, da, nu mai nu mai simți nevoia și îl faci pe asta femeia, sau. Mm -hmm. Știi? Și atunci unde ar fi <laughs> Unde ar fi o soluție? Într-un cabinet de consiliere. <laughs> Într-un cabinet de consiliere. <laughs> da, să, și... să mergeți. Dacă nu reușiți, voi doi, să vă puneți de comun acord, vis-a-vis -vis de ce se întâmplă între voi, mai bine cereți un pic de ajutor din, din afară, știi? Dar atunci când îți alegi un partener, de ce ar trebui să-ți cont când e vorba de sex? Drive? Eu am avut un, un sex drive foarte puternic, mm -hmm. încă este. Acum este sub control. E... Atât cât simt eu că este sub control, e sub control. E important să ai o parteneră care să aibă. Același chef ca și tine, știi, sau cel puțin să fie deschisă. Tot parte, de da, și da, da, da. Și dacă nu? Și dacă nu, din nou, dacă nu se poate lucra la chestia asta, da, și ați încercat, și din nou nu și nu. nu adică, există nu. și... ce vreau să te întreb este, există și partea în care, ok, nu este, nu are convingeri limitative, ci pur și simplu nu simte ea să facă. Da, de dar știu că convingerile limitative nu le simți, da? Ce pur și simplu îți dai seama că n-ai chef să faci sex, da? Și tu nu știi de ce n-ai chef să faci sex, dar, de fapt, n-ai chef să faci sex pentru că în creierașul tău, mesajul care merge uh -huh. acolo pe pilot automat, fără să vină în conștientie, sexul e murdar. Da? Doar femeile de o anumită natură fac sex atât de des. Nu e normal să vrei sex atât de des. știi, e desfrânare e tărără. De Și de gândește-te că nu e doar de la, tine, la tine, 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 de la ce auzi la mamă și așa mai departe. Mai mergi un pic și câteva generații înapoi ca să vezi că mesajul, acum, încă la părinții noștri, mai era cum era. Dar dacă te duci 3-4 generații în urmă, acolo era durere. Pentru că în momentul în care o femeie făcea un copil din flor, să zicem așa, da, într-o relație extraconjugală, ce se întâmpla acolo? Înțelegi? Adică nu mai primeau nici acasă, exclusiv, nu o nici niciodată. Exact, tăria, de pericol societate, de morte, de da, fapt. Da, da. Adică. Hmm, da, foarte frumos. Au luat femeile niște mesaje de-a lungul timpului. Da, rezonez cu, cu ce spui aici. Dar revenind la, la ce ai întrebat, tu important este să găsești o persoană care să fie deschisă, știi, adică care să. Hai să vedem care e rezolvarea. Adică cum putem ajunge la un numitor comun? Să nu fie o persoană care în momentul în care îi explici ce simți da? sau de ce ai nevoie să înceapă să te critique sau să, să se închidă, știi? Pentru că mm -hmm. acolo nu prea poți lucra. Okay. Mai ales dacă are prejudecăți în ceea ce te privește, știi? Pentru că noi de multe ori ce facem, de multe ori ce facem ca să nu ne asumăm noi că avem o problemă, poate am și eu o problemă, știi? Adică eu de ce nu vreau atât de des? O arunc pe tine. Că mi-e mai ușor să o arunc foarte pe tine. Și, cred că e da, național asta. Da. Tu ești de, o vine. Și de tu. Să o pasezi ție și rezolvă Da, da, da. Știi? Și aici, aici e durerea. Când într-un cuplu, într-o relație sănătoasă, n-ar trebui să întâmple asta mm -hmm. Da. Ce părere ai despre relațiile care încep în sală? Se întâlnesc în sală, tarara. Păi nu ar fi relații proaste, știi, adică da. care să nu aibă rată de succes, pentru că cei doi au un numitor comun, și Eu cu prietenul meu mergem tot timpul amândoi la sală. Dar v-ați cunoscut în sală? Nu ne-am cunoscut în sală, dar aveam asta, știi, în comun. Și nu e partenerul meu de sală, știi? Bine, noi nu prea ne băgăm în seamă în sală ca să nu, și să nu pară dubios. Și el mai zice, ia uite ce să... Și... și mai stai, 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 ce -a zis? Îmi mai povestește de cum se uită băieții la mine, știi? Ah, okay. Așa, și nu, adică n -am, n -am, mi se pare mișto, știi? Atât timp cât există încredere unul în celălalt. Și da? el se uită. Și tu te Probabil uiți. se uită, dar din punctul meu de vedere, eu tot timpul caut să fiu cea mai bună variantă. Oh. <laughs> adică, dacă vrei să te uiți, să alegi de aici, știi, dar n ai de unde. Adică, la, asta poate fi și o parte de ego, dar în același timp, eu cred că într-o relație trebuie să cauți să fii cea mai bună variantă a ta, știi? Uh -huh. Adică, dacă partenerul sau partenera simte să iasă în afara relației, să nu, aibă, da? <laughs> să nu ai, să nu ai concurență, să zic așa. Adică, tot timpul să cauți, o să fii bine cu tine indiferent ce înseamnă asta. Da, nu contează neapărat să arăți într-un fel sau ceva, dar să știi că tu ai acel ceva pe care nu-l găsești în altă parte. Și cred că funcționează, asta, la mine cel puțin. Foarte, mă bucur că ai spus da. asta. Da, um, mă duce la la întrebarea asta. Deci voi n-ați început, început, în, început în Nu, nu, n-am început. Am început la un proiect și lucram în același proiect. Așa ne-am cunoscut este nevoie de, atunci când, eu mă gândesc așa, că doi, dacă doi, doi, oameni se întâlnesc în sală, mie îmi place de tine cu uite ce cor frumos, aici îți place de mine cu uite ce cor frumos am și începem o relație care se bazează în principiu pe sex și pe aspect fizic. Păi, nu, asta trebuie să fie începutul, adică motivele pentru care... Asta e conjunctura în care am ajuns împreună. Așa. Dar nu trebuie să fie motivele pentru care rămânem împreună. Pentru că, da, ce zici tu, e o relație superficială bazată pe aspectul fizic, dar nu e suficient ca să faci o relație din treaba asta. Poți să ai un sex de calitate, de acord, dar dincolo de asta, <laughs> adică trebuie să aveți ce valori trebuie comune. trebuie să fii atent ulterior, după ce, în primul rând, trebuie să, ce să ai... se sexul. Da, trebuie să ai valori comune cu persoana respectivă. Da? Și îți dau un exemplu, eu n-aș putea să fiu cu o persoană care nu-i plac animalele sau care nu e empatică sau care nu vrea să ajute în momentul în care vede un om, un animal, nu contează da? ce e, dar să, să ajute, știi, să aibă ca trăsături chestia uh -huh. asta. Pentru că eu sunt așa și nu ne-am potrivit din punctul ăsta de vedere. Pe lângă asta, să aveți viziunea asupra viitorului comună. Pentru că poate eu nu vreau să mă căsătoresc, tu vrei să te căsătorești. Eu nu vreau copii, tu vrei copii. Și ce facem? Ne dăm în cap unul altuia, știi? Pentru că adică trebuie să aveți valori comune, viziunea asupra viitorului comună, relațiile cu prietenii să fie echilibrate, pentru că mai e și chestia asta. Dacă într-o relație intră un introvertit cu un extrovertit, <laughs> introvertit o să caute să-l acapareze pe celălalt și să-și petreacă tot timpul cu el pentru că lui îi place să stea în mediul lui. Acasă, indiferent unde este, da? dar să stea el cu el și o să vrea să-l aducă pe celălalt în mediul respectiv. Da? Celălalt fiind extrovertit și având nevoie de relațiile sociale, da? de cercul de prieteni, de colegi, de ră, 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 așa, o să se simtă sufocat. Și în momentul în care introvertitul îi zice că vrea să stai cu mine, că mă neglijește și așa mai departe, extrovertitul se simte sfocat că... și începe el. Că niciodată nu mă înțelegi, că lângă tine n-am libertate, că m-am săturat de genul ăsta de relație, că am și eu nevoie de oameni. Și uite așa, ăștia doi se bat cap în cap până la dânci, bătrâneți sau până se despart. Da? De asta e important să fie atent și la celelalte aspecte. Aspectul fizic este strict cât să te aducă împreună. Dar ce se întâmplă după ce ați ajuns împreună e responsabilitatea amândurora. Deci să fie cineva care își caută o partener să fie atent și la celelalte aspecte. Mai ales la cele subtile. Nu sunt subtile, sunt foarte evidente. Cum le depistezi acolo? ești la un prim date, dacă nu o să vă dați primul date în sală, v-ați întâlnit la sală, v-ați cunoscut, dar mai ieși și voi la o plimbare în parc, nu? Ok. Așa. Ah, e. de, ah, ok, n-am trecut. <laughs> da. Acolo nu mi-a dat film. <laughs> păi tu te-ai gândit că așa de rămân în sală, și, în, adică se împart deci, doar între sală și acasă? Da, sală, acasă, hai repede acasă, după ce am plecat, am ajuns păi acasă, terminat, la <laughs> <laughs> nu mai au altceva, de cum mai ieși la un film, mai ieși la un suc, mai la o plimbare, nu știu, într-o vacanță. Adică sunt multe lucruri care se întâmplă dincolo de... Nu știu. Eu, eu vorbesc despre mine. Ah, este okay. sexuală, sexual, nu glumesc. Păi în cazul ăsta o să te combine o să intri într-o relație cu o tipă care e antrenare de fitness, cel mai probabil, știi? Mm -hmm. Ca să-și împartă viața în același fel în care o faci tu. Adică altfel nu văd cum ar funcționa. Sau poți să intri în relație cu o tipă care e foarte detașată, să zic așa, și Care își vede foarte mult de viață, e foarte concentrată pe ce are de făcut și poate să -și țină ritmul și ai spus antrenoare personală? De fitness adică de fit fetele care lucrează în fel. da Antrenoare da. de fitness, antrenor de fitness ai văzut sau ai întâlnit până acum relații care încep între un antrenor și un client? Uh, între, între antrenor uh, au venit? și a clientă au venit atât bărbați cât și femei în consiliere care au avut de-a face cu antrenorul sau cu antrenoarea, dar de obicei, eu zic doar de obicei, adică nu, nu aruncăm cu pietre, nu spunem că e un caz care se repetă, da? În mare, antrenorul avea și alte cliente pe care le antrena în același fel. Era, la, era da. la, pachet. Era, venea pachetul complet, da. Și acolo era drama, știi? Pentru că le făcea să creadă că ele sunt unice. Dar Apoi, putea să fii sincer și dacă era sincer și spunea mm. că este în regulă. Nu cred că voiau el ceva mai mult. Adică, uite, eu, vezi? Eu cred că ai fi surprinsă. Aș fi surprinsă, dar persoanele care erau de acord cu chestia asta n-ar fi venit în consiliere. Știi, eu zic doar de cei care ajung A, la, de deci ce Ai avut chestia asta? Da, Bun. da, des. Și atunci, <laughs> există, fie, o, o dinamică. Uh -huh. Un exercițiu de imaginație, antrenor de fitness și clientă. Uh -huh. Client s a culcat împreună, au făcut sex și acum ea se îndrăgostește de el și el de ea. Okay. Și decide să aibă o relație. Ei s-au întâlnit în situația în care ea îl vedea că este tot timpul în centru atenției femeilor. Da? Și se bucură de atenția pe care o primea acum că este în relație, ea o să vrea exclusivitate. Păi, uite, vezi și cu exclusivitatea asta. Depinde de ce înțelegi prin exclusivitate. Exclusivitate sexuală? Da, că e relație, da, evident. Păi... Dar să fie și la modul nu mai fi cum era înainte. Păi, da, da asta înseamnă să-l îngrădești pe el și să-l faci pe el să fie. El e cum te-ai Nu, să facem altfel. Tu te-ai îndrăgostit de el, el fiind într-un anumit fel. Tu vrei să schimbi felul ăla în care l-ai cunoscut ca să se potrivească cu ce vrei tu pe termen lung, nu? Doar că s-ar putea că la un moment dat să nu mai fie atrasă sexual de el, pentru că el Când se schimbă. Ce, ce -a, -a la da, pentru că l-ai schimbat. Mm -hmm. da. Adică lasă omul, eu zic așa, trebuie să lași omul să fie, să manifeste cum este el, ca tu să tragi concluzia, eu vreau să fiu cu el sau nu. Dacă tu începi să-l îngrădești, dacă e, nu știu, unul care e mai libertin, așa, mai a femeia, da? Și vrei tu să-l faci bărbat de casă și tatăl copilul, mă, nu o să meargă. Poate să meargă o lună, două, trei, un an, dar după omul se duce tot la ale lui, știi? E natura lui să fie așa, așa o să fie până când? Sau până când se hotărăște el că nu-i face bine, dar poate mm. lui face bine, știi? Adică nu se poate să poți să ții niciodată un om, mai degrabă îi dai voie să se manifeste așa cum este el, dacă îl vezi că înșeală, lasă să înșele și -ți vezi tu de viața ta și cauți unul care nu are o chestie asta, știi? Dar nu încerca să schimbi un om pentru că tot o să fii cel afectat într-un final. Adică omul, dacă nu se schimbă pentru că el și-a dorit și pentru că el a conștientizat că îi face bine schimbarea respectivă, o să accepte schimbarea pe o perioadă scurtă de timp după care se întoarce tot la ce este el. Da, mm -hmm. Asta... dar de ce crezi că intră oamenii în relație? Pare destul de complicat. Mm -hmm. Și este complicat. O relație de cuplu? De ce vrea cineva să intre într-o relație de cuplu? Da. Din punctul meu de, de vedere, acolo. <laughs> relațiile nu sunt deloc complicate. Dacă tu te-ai cunoaște pe tine, da, sau dacă eu m-aș cunoaște pe mine, aș ști automat și ce caut la un partener de cuplu sau la o parteneră. Doar că oamenii în momentul în care intră în relație, intră scuzați-mi expresia, ca vaca în lucernă. Mm -hmm. <laughs> adică tu habar deci nu ai. Sigur. <laughs> da. <laughs> tu nu știi ce vrei, știi? Tu ai senzația, cel puțin în o anumită perioadă, că e doar despre sex, știi? Da. <laughs> nu e așa. n am nicio tre- adică au, sunt în strânsă legătură, da? Dar e mult mai amplă relația, adică într-o relație o să... Este amplu că este sex în mașină, sex în bucătărie, sex da. wagerie, sex. Dar în aceeași relație o să fiți și amanți, o să fiți și iubiți, o să fiți poate și soț și soție, o să fiți și mamă și tată, o să fiți și frate și soră, o să fiți și mamă și copil, o să fiți toate. Și adică într-o relație jucăm foarte multe roluri, unul pentru celălalt. Nu putem să ne rezumăm doar la rolul de amant, amantă, știi? Sau chestii de genul, adică trebuie să guși din toată, din toată uh, respectivă, să zic așa, și din toate felurile de mâncare. Și cred că asta e suferința, o știu, prin care trecem în relații, pentru că noi îl vrem pe celălalt doar pentru un anumit lucru, da? Și nu îl vrem ca și partener de viață. În momentul în care vrei pe cineva ca partener de viață, credem mă ți-e greu să mai percepi ceva fără el. Pentru că e persoana care a fost martoră la tot ce ai trăit tu până în momentul respectiv. Da, poți avea sex cu altcineva, dar acel altcineva nu o să fie acolo pentru tine în toate celelalte feluri, știi? Deci trebuie să fii atent și la lucrurile asta, Mie mi se pare că sexul e acolo doar așa, ca să ne dea timp, să stăm suficient de mult timp ca să cunoaștem persoana din față. E ca o moment la naturii, mi se pare mie. Mie mi se pare că felul în care facem sex spune atât de multe despre noi deci când faci Ia, sex uite cu o cum. persoană, prin felul în care guisele. faci, cum, cum? <laughs> pentru că o să vezi din start o persoană căreia nu-i plac atingerile, da? adică nu e foarte deschisă, nu o să fie deschisă nici din punct de vedere emoțional foarte mult. Nu-i nu plac okay. atingerile în, care, în sensul în care nu-i place foarte mult să, te, să se sărute, să se țină în braț, să aibă A, tot. Ok, cred că nu facem sex dar nu mă atinge? Nu, nu. Asta mi-am imaginea când ai spus asta prima dată. Nu, nu ne atingem, dar fără să simți profunzimea din spatele atingerii, știi, ci pur și simplu ne atinge, că, bă, așa fac oameni în general. Dar sunt oameni pe care când îi atingi, simt, adică vibrează unul cu celălalt. Și de asta zic, o să afli enorm de multe despre oameni și despre felul în care ei trăiesc, da, despre pasiunea pe care o au, din felul în care fac sex. Asta, dacă să faci asta, e nevoie să fii atent. E nevoie să Treaz, Intent. cu ochii deschiși. Da, să nu dormi. Păi. Dacă stau să mă gândesc la, la experiența singură pe care am trăit-o în lumea asta, este că. cel puțin în viața asta. Este că, ok, am făcut sex și am simțit sexul. Mai departe. tu nu simți sexul, tu simți persoana m-am simțit pe mine, cât de bine m-am simțit cu persoana aia. Eu așa, nu, oricum nu pot să nu să nu pot să simți neapărat și pe aia, dacă, decât o, o simți tot în interiorul tău. Pe asta pentru că n-ai făcut clicul cu conexiunea de care ziceam. vorbesc despre, uh, acum chiar vorbesc despre trecut, experiențele mele când eram în sală. Asta erau. Uh, deci vorbesc da. despre Cătălin care știi era ce? și rău de tot. Da, și nici ce se întâmplă asta? Pentru că nu-ți luai timpul să te conectezi la cineva, știi? Adică tu te conectai la toată lumea. Și în momentul în care te conectezi la toată lumea, te pierzi pe tine. Adică faci sexul că, nu știu, e sport național sau ceva. Uite, știi? asta a fost o conștientizare pe care am avut-o într-o <coughs> într ședință de terapie. Mi-am dat seama că eu făceam sex des <coughs> cu foarte multe femei, pentru că. Multe femei. <coughs> asta da. este momentul. Pentru că consideram, era o convingere, consideram că un bărbat nu refuză niciodată. De, de... Și o femeie trebuie, un bărbat trebuie să aibă cât mai multe. Deci erau două convingeri. Era una că trebuie să ai multe așa. și doi că un bărbat nu refuză niciodată. Păi tata, da, da, ce-i acolo? coș de gunoi? Adică, ce ce da, adun... era, era că... efectiv următoarea. următoarea de, da, efectiv. În timpul actului sexual se face schimb de energie, preiei foarte multe de la persoana <laughs> cu care ai făcut sex. Adică se acumulează multă energie în tine pe care nu știi să o gestionezi, nu știi să-i dai de cap, de unde vine asta, de ce simt asta, dar de ce am emoția asta, s-ar putea să nu fie ale tale, știi? <laughs> Și dacă da. ai foarte multe partenere, gândește-te că în interiorul tău e un pic de haos așa. Mm -hmm. Exact știi? așa era, da. Și cel mai probabil, o persoană care are parte de foarte mulți parteneri, partenere sexuale pe perioadă de timp, ca să reușească să-și facă gândurile în ordine, da, sau pe interior să se simtă echilibrată, trebuie să facă o pauză. Mm -hmm. Eu faci o pauză ca să te pui în ordine, să-ți dai seama de ce făceai ce făceai, aveai cu adevărat nevoie, știi? Dar fără pauza aia, mm -hmm, <laughs> nu știu corect, cum să. să de acord. Ulterior am, am aflat să am, afla, am învățat și am experimentat chestia asta: că în momentul în care faci sex cu cineva, putut să fiu atent, preia energia, gândul. Chiar să și cu convingerile. Telepatic de vii cu o persoană. Vii, cu efectiv, care da, faci. și pare, pare supranatural da. când spui cuiva chestia asta, mm -hmm. dar în momentul în care o experimentezi, nu mai zice ok, cred asta, ci pur și simplu știu asta, mm -hmm. că am văzut cum este. Ca dacă o femeie se simte josă, vibrațional, mm -hmm. se are o stimă de sine mm -hmm. scăzută, stima e scăzută trece efectiv la tine. Exact. Și tu, când eu, ca bărbat, ok, mă duc și fac sex cu femeia asta, eu preiau de la ea și o încarc pe ea, uh -huh. dacă eu sunt bine. Asta se întâmplă și la bărbați și la femei, Adică uh -huh. și eu, dacă aș face sex da. cu. Adică e schimbul de energie. E și viceversa. Da, da, anabil, da, da, da. Dar trebuie să, să fii conștient ce se întâmplă în tine după partida respectivă de sex. Cum te simți? Dacă te simți murdar, de multe ori poți să te simți așa. Sau, da, gol. sau gol. Sau folosit. E Nu știu ce da. trebuie în partea uh -huh. cealaltă. Da. Da, și nu e doar la tine. Mai era mai este un motiv pentru că facem sex. Mi se pare că facem sex din motivele greșite, apropo de convingere și legate de chestia asta, mm -hmm. pentru că de multe ori, precum și cum este și cu mâncarea, încercăm să umplem ceva ce nu este în noi. Mm -hmm. Sexul, mi se pare că este exact ca mâncarea, umple lipsa aia de iubire de sine. De oh, multe ori. Știi, sau de atenție. Sau... Oamenii nu tângeți neapărat după actul sexual. Da, tu poți să crezi că ai nevoie de sex, dar s-ar putea să ai nevoie de intimitate pe care o trăiești în momentul respectiv, știi? De felul în care te mângâie femeia respectivă, de, de felul în care e atentă la tine în momentul respectiv, știi? Și stai să senzația că eu am nevoie de sex, dar tu s-ar putea să o cauți pe mama. Adică okay, să cauți uite, iubirea bun. ei. De uite, fapt, ai spus ceva foarte interesant, așa. Iute, eu am avut o conștientizare legată de asta, de mamă. Da, spunem puțin părerea ta. Ți se pare că noi căutăm. Și ne ghidăm după anumite tipare când ne căutăm partenerul? Din punctul meu de vedere, <coughs> e doar punctul meu de vedere, dar n-aruncați cu pietre, până când tu nu faci conștient motivul pentru care cauți un partener sau o parteneră, dar până nu alegi conștient. Eu îl vreau pe Gigel pentru că Gigel e așa, așa, așa. Eu mă simt în preajma lui Gigel așa, așa, așa și îl vreau pe el. Da? Până când tu nu știi despre tine chestiile astea, da? O să... Reconstruiești, să zic așa, relația pe care ai văzut-o ori între părinții tăi, dar te uiți la mama și la tata și vezi care e relația pe care i-au avut-o. Da? Și ajungi să reconstruiești fix aceeași relație sau reconstruiești relația pe care ai avut-o cu unul dintre părinți. Sau poți să reconstruiești relația. Un paralel, adică separat odată relația pe care ai avut-o cu mama, apoi cu alt partener, relația pe care ai avut-o cu tata, în sensul în care tu ești în rolul mamei, da? Care poate, nu știu, era mai atașată emoțional, cu o rană de abandon, într-o relație o să fii în ipostaza în care să fii părăsit, da? să ai un partener care are nevoie de mai multă atenție, din mai, mai multe părți, știi? Și o să trăiești rana asta de trădare, de abandon. În alt context, dar într-o altă relație, poți să fii în rolul tatălui. Adică să-ți alegi un partener care, nu știu, poate tata era mai detașat emoțional, poate că era genul care nu prea știa ce se emoțiile și așa mai departe. Și în felul ăsta să te comporți cu partenerul sau cu partenera de cuplu. Adică tot timpul noi recreăm până nu devenim conștienți ce am văzut în mediul în care am trăit. Nu există să să știi din altă parte ce înseamnă relația. Acolo e acolo cheia. Mhm. Mm deci tu în relațiile tale de cuplu, în alea semnificative, nu în, în alea casual, da. Da? reconstruiești fie relația pe care ai văzut-o între părinții tăi, fie relația pe care ai avut-o cu părintele semnificativ pentru tine, ăla care ori n-a fost prezentă, ori care te-a traumatizat. Și asta înseamnă că femeile care caută bărbații răi, practic, și ăia care le resping și le se comportă într-un fel nasol, că ele caută, de fapt, relația cu un tată... Nu neapărat cu tatăl. Sau poate cu o persoană fi, care a fost poate -a fi și cu gen de afecțiune? Poate fi relația, caută relația cu tatăl și zic imediat și de ce căutăm relațiile astea. Relația cu tatăl care a fost indisponibil emoțional, da? Sau în același timp poate crea și relația pe care a avut-o cu mama, care era foarte critică, da? Și tot timpul a dat cu stima ei de pământ. Că nu ești bună, că nu te pricepi, că o să fii părăsită, că dacă îți găsești pe unul, o să te părăsească, că ești la de gură, gură, știi? Adică poți să construiești relația cu ambii părinți, dar de cele mai multe ori cu cel care ne-a rănit. Fără să, fără să conștientizăm. Și ziceam că o să zic și de ce, pentru că noi, cumva, în relațiile de cuplu, căutăm să reparăm, să vindecăm ce-am suferit în, în copilărie, știi? Adică, practic, să, să vindecăm sau să înțelegem? Să vindeci, dar asta dacă ești conștient. Da? Adică, refaci același context, da? retrăiești aceeași poveste, ca de data asta să-ți dea seama că puterea e la tine. Pentru că, în relațiile de cuplu, ai tendința să te comporți ca un copil în momentul în care ești rănit. Adică tu nu mai conștientizezi că ești adult. Poți să ai o clipă, că eu sunt adult. Adică eu, Caterina, sunt adultă și zic ție, hai să-i pe acolo, e ușa, că n-am nevoie de, căcat, de lucrurile astea, da? Dar Căcată. dacă eu, dacă eu am trăit, nu știu, o copilărie în care părinții nu-mi dădeau voie să mă exprim, da? nu-mi validau emoțiile și toate se întâmplau din cauza mea și mă simțeam singură, când tu ai ieșit pe ușă, eu o să mă pun în genunchi și o să încep să plâng după tine. Fără să conștientizez că eu nu pot să trăiesc la fel de bine și fără tine, că nu mi se întâmplă nimic. Am casă, am masă, am bani. De ce plâng ca vacă aici? Știi? Dar nu reușești să-ți dai seama, pentru că ești atât de mult prins în filmul de copil rănit, că tu nu poți să conștientizezi de fapt ce-ți se întâmplă, știi? Uh -huh. Și um, asta e, din păcate, din relație în relație, până când suferința e suficient de mare încât să zici, eu nu mai vreau să trăiesc așa. Să că suferința este semnal? Uh, din punctul meu de vedere, din nou, punctul meu de vedere, suferința este acolo, sunt în drume. Știi? cum? în drume. În cum suferi, ar trebui să, să identific eu sau cum să interpretez suferința? În momentul în care te doare, de ce te doare? Ți-a făcut celălalt ceva uh -huh. sau ți-a apăsat pe un buton pe care tu l-aveai? Că în momentul în care partenerul meu mă rănește, dar eu pot să mă uit în două moduri. Ori îi fac vânt, ori mă uit de ce mă doare ce face el, știi, și de ce accept în continuare ce face el. Pentru că dacă accept înseamnă că ceva uh -huh. e la mine, nu e la el. <laughs> El poate să-ți facă asta dată, dar dacă tu ești ok cu tine și ești în de adult responsabil, da, o să ești mulțumesc, apreciez, Eu nu vreau genul ăsta de comportament, te rog frumos, hai să ne despărțim, știi? Dar dacă tu ești în de copil rănit, o să plângi după el, te rog mai dăm eu șansă, îmi promit că o mă schimb eu, deși el te-a înșelat, știi? Da. Ce tare, asta e, asta e relația aia toxică. Frumos. <laughs> Trebuie așa. Da, <laughs> pentru un prieten, nu? Da. Uh, în sală se întâmplă niște chestii interesante în ultima perioadă. au S-au întâmplat tot timpul, dar acum mi se pare că au luat uh, amploare foarte, foarte mare. Acum uh, firmele de uh, echipament sportiv uh -huh. creează, evident, vrea să te facă pe tine, să arăți cât mai frumos, să le cumperi hainele și da. foarte mișto și să arăți mișto în sală. Uh -huh. Și au apărut. Colanți cu, uh -huh. ți-i -ți intră până în Funct eu sunt fan cu... colanțește, deci da, de sunt de după ei. Și de eu, ador. Fii atent, ascultă că am aici o premiză. Că este un scenariu, un context. Uh. Băi, foarte mișto. Uite și corsetul, vorbeam de corsetul mm -hmm. tău, că pe mine mă fascinează faptul că stă... Nu are nimic. La noi mai stau chestii de, de umeri, știi? Are niște de... din astea de plastic pe interior. A, și da? Și da? nu Nu alunecă, nu. Ok, deci uite, am aflat misterul. Uh, așa eram cu, eram curios să văd cum au făcut ăștia acolo, lanții care intră în fund. De Dar nu cum... intră în fund, cost. că nu și intră în fund. E fix pe crăpătură. Păi, a, -a, -a fost știi care e problema? Între fesieri. problema e că... De ce tu pui accent pe asta? Că în fesierea există de când e făcut omul, Da, știi? nu, când escul, eu sunt, la bază sunt inginer și m-a mm -hmm. preocupat veritabil să văd cum au cusut, cum s-a creat designul, cum au cusut ei acolo, să de... ducă. E ca la bal, nu, Așa sunt eu curios de mine. de ce nu e o pereche de colanți să Am luat. M am luat, am uitat, am stat să văd. Au, o au bandă de multe ori, da? ori au o bandă, ori au o cusătură care strânge efectiv materialul. Da, m-am uitat să văd cum se coase, pentru că e exact. destul de, de greu să coși un material elastic. <laughs> am investit timp în chestia asta, m-am preocupat. Dar Bun. și care e problema? Uh, să te las pe tine? De multe ori colanții respectivi te pot duce în eroare. <laughs> păi asta este că o pereche, a zis fratele meu, o pereche de colanți mișto au căsătorit o grămadă de femei. Da. da -că, am zis bine? Da, da, am zis bine. Au căsătorit? Da, da le-a băgat, da. Le -a băgat în... A intrat în căsnicie din pricina unor... Da. Că au de colanți de 10 lei, 15, 20 de lei. Tu știi? că am văzut pe internet colanți care au fesieri incluși, adică au push-up, știi? Și vadă că tu nu-ți dai seama decât în momentul în care... Ce japcă e asta? Pe cuvânt. Deci să te uiți, sunt enorm de multe modele care au push-up inclus. Și, și asta mi se pare... era oh, ce păcălere asta? Frate. Era chestia aia și bancul la prost, care ia asemănare dintre un sutien cu push-up și o pungă de chipsuri. Care? Ambele sunt pe jumătate goare. <laughs> Așa și cu colanții, Adică s-ar putea să te dezbraci acasă și <laughs> unde-i fundul. Ah, <laughs> ce sentiment trist e la. Uh, da, să știi că nu e rău faptul că încearcă să cumva prin felul în care arată hainele respective să-ți dea o stimă de sine. Adică eu cred că merg la sală și pentru cum <laughs> mă simt în hainele alea. Adică e foarte important să mă simt bine. Pentru că dacă nu mă simt bine și nu-mi simt corpul, Ia yeah, da, aici Dar stai, stai, stai că n-am terminat ah, Deci ia okay. Că că trebuie să, să lucrez La să simplifica lucrurile Deci se că și eu mă, mă simt foarte bine Într-o perioadă În într un, niște, un echipament, echipament sportiv Foarte mișto De exemplu sunt Au băieții ăștia de la Gym -bim, Echipamentul Strix mm -hmm. E o bluză cu mânecă lungă Când o pui pe tine Te simți superman <laughs> Așa Și poți să ieși Să faci orice Problema apare în următorul fapt Femeia se că frumos Și se mm -hmm. duce la salare bustieră și are ce să arate, are și pantaloni care intră în fund, da? Și se duce și lucrează în dreptări. În mijlocul așa. Felii, da? bărbatul se duce și mai e ăla cu linii subțire care vine fix sub sfârc și din când în când pentru că a lucrat bine și arată bine, vrea să vadă ce a lucrat și stă mm -hmm. jos tricou și începe cu sus, cu flexing și așa mm -hmm. mai departe și posing. Toate sunt ok. Așa. Doar că femeia se supără când bărbatul se uită la ea, când face îndreptări în mijlocul sălii și zice: De ce se uită ăsta la mine, libidinosul Și bărbatul primește feme privirile femei, că și femeile se uită, uh -huh. cu, 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 cu entuziasm, cu bucurie, cu apreciere. Uite, s-a uitat la mine, știi? Și crește încrederea. Care e faza aici? Păi este o... Nu vreau să judec și vreau să aflu părerea unei femei. Păi, în primul rând, cred că e tot ce am primit din generație în generație, știi? Bărbatul e și chestia asta. Bărbatul cu cât înșală sau cu cât are mai multe partenere, e mai validat, da? Așa, masculinitatea lui. Crește lui da. Stima de sine și crește, crește și, de... și statutul. Statutul despre statut e vorba. Adică toți bărbații, bravo, boa, ești mm -hmm. și -asta. Este statutul, este da. Deci statutul ce vorbeam mai devreme. Pe când o femeie, dacă face același lucru, e blamată, știi, și femeia tinde să ascundă, chiar dacă înșală, chiar dacă are mai mulți parteneri. Deci îmi vin și acum, în 2024, îmi vin femei în consiliere și îmi zic, dar dacă am avut mai mult de 5 parteneri, ce fac acum, știi? what the fuck, Vrei să zic că da, am avut eu? Așa, știi? Adică, în continuare e blamat statutul, și de la bărbat de la femei și cred că asta se aplică până complimentele pe care le primești la sală. Pentru că la mine, dacă se uită cineva la sală, îmi zic, nu mă, cred că am lucrat bine, știi? Adică, pu, fac ceva bine dacă se uită lumea la mine, nu? Păi dacă nu lucram bine sau nu, că nu la ce să uite. De asta zic, adică, adică, cumva și femeile ar trebui să învețe să primească complimente. Să uh -huh. Se uită admirativ, nu? Nu da. să, tăim, să zic că și pe grasă. Deci tu astfel, practic ră? spui că dacă e un mecanism în mintea lor da. care le face să crede că dacă se bucură de compliment, exact, sunt ușuratice, sau... Știi că e chestia asta mai dacă un bărbat îți face un cadou și tu ca femeie îl accepti, deși nu ai nicio intenție. Te simți datoare, știi? Ba, am asta în cluburi, mă frate. Nu ar trebui să existe chestia asta, dar cumva te face să-ți pui niște semne de întrebare. E același lucru și cu complimentele. Dacă cineva îți face un compliment, sigur are Și tu îi zici, vai, mulțumesc frumos, nu vine, mă simt asta. știi? Scuze. Sigur are tendința să creadă, apă, i-am deschis ușa și asta o să înceapă să dea la mine, știi? Și ele, ca să se protejeze, zic, uite, și să am, bă, bon, n-ai fost femeie, mm -hmm. știi? Adică ah, okay. e metodă protecție. de apărare, da. da, da, da. Ca să nu-i dai uh, senzația Dar nu că facem. se poate. Bărbații oricum facem așa, dacă te, tu mi-ai zâmbit mie și eu <laughs> nu am ajuns la cunoașterea de sine, <laughs> Hai la iluminare, eu că... sunt mă, mă, frate, vienic, că, -i la ea, că i a plăcut de mine. Bine, și da, da. mă duc acasă în mintea mea, deja am făcut și copii, avem familie împreună și la, 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 la. Da, da, Asta n-ar trebui să te sperie puțin, adică cât de sociabil suntem. Unii cu ceilalți, adică dacă ajungem să credem că păi da, deja, e, e obositor să-ți faci cinci relații într-o oră. <laughs> dacă îți spui glume bune, râde orice da, femeie da, la glumele, da. Da, da. da mi-a plăcut asta. <laughs> uh, Dar. Uh, da. Hai să mai zicem un pic aici despre Hai, echipamentul de sală, că e foarte da vreau important. Să mai mergi, da, uite, uite, apropo de asta, vrei să mai spui tu ceva despre asta? Da. Hai să. Din punctul meu de vedere, echipamentul de sală trebuie să arate pe tine bine și adică când îl pui pe tine, tu să te simți capabil să faci orice cel puțin în sala respectivă și asta contează și textura și culoarea, și așa mai departe și merg la sală și văd femei care, deși tu ai zis că sunt o grămadă de femei care au colanți nu știu care, majoritatea nu. Adică sunt într-o sală cu 10 femei o să vezi două care au colanți de genul respectiv sau haine care să le pună în evidență, majoritatea nu au. Și și-și au niște colanțe, și eu aș arăta rău în ei, știi? De asta zic că e important să-ți găsești hainele care să-ți scoată corpul în evidență, ca tu să fii motivat să continui treaba pe care ai început-o, că dacă nu stă bine și te duci la sală și te mai vezi și în 10 oglinzi, zici, pam, nu mai vin mâine aici, știi? Și e important să alegi pentru corpul tău, nu pentru ceea ce vrei tu să... Exact. Crezi că arăți că și... ne putem uităm uita la o influencer la diferite modele mm -hmm. și să credem că dacă eu mi-au ăsta sau mai eu ăsta exact. o să arate da. la fix pe da. mine. Da. Da. Nu da. suntem realiști, mm -hmm. nu? nu? trebuie să iei ceva ce ți se potrivește ție, adică mm -hmm. pentru corpul tău, că s-ar putea ce ți se potrivește ție, mie să nu se potrivească și în Adică e ceva care să te pune pe tine în evidență și te, să te simți tu bine, pentru că dacă eu merg la sală și nu mă simt bine în hainele respective, n-am chef să fac antrenament, Adică fac așa, hai, să ce facem șazi. Da, da, uite, apropo de colanți. Cum poți să-ți dai seama că o femeie își vrea să fie abordată în sală? Bun, femeile, majoritatea, nu vor să fie abordate nici când se îmbracă cel mai sexy. Dar vreau să mă admiri. Adică, îmi place, nu înseamnă că arăt bine, îmi confirm mie că sunt ok, că n-arăt rău ca om, știi. Dar n-am nevoie să mă abordez, Adică, femeile, eu când mă îmbrac la sală de. Eu nu vreau să se bage nimeni în seama cum mine. Adică, nu de asta mă îmbrac ca să te uiți tu la mine. Da, e un plus faptul că te uiți la mine, da, admirativ, dar nu pentru asta o fac, eu vreau să mă simt eu bine. Eu când mă uit la mine zic, bravo! Mă, ce mi aș face? Nu, nu ce mi-aș face, dacă arăt bine, da, știi ai, că e... Sunt mândră de toată munca asta pe care o te pun, că trei ori în sală e un timp, 3 știi? Trei ori stai în sală? <laughs> dacă fac bicioare. Și nu da. n-ai că, e -ai că nu e creatină? Nu, nu e nimic. Deci... Mai iau proteină, dar nu iau creatină. Pentru mi se pare că Reține. reține apă. reține apă la nivelul muscular da, 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 normal. Da, da, da. Adică e ok. Nu, e ok. Depinde ce eu depinde devin. Da, adică de... nu și pentru mine. Nu, Dar nu. o să mai spun un fapt. Este <coughs> uh, utilă pentru sistemul nervos central. Dacă aș avea constituția oaselor mai mică, aș lua. Dar având oasele mai, nu știu, mi se că sunt mai mari, știi? Adică și înălțime și așa. Să vorbim despre modul în care ne percepem fiecare pe da, noi. Da, nu, și nu, <laughs> dar aici vorbim despre anatomia corpului, știi? Adică mi se pare că în momentul în care crește masa musculară, e super ușor la mine, nu știu. Ah, Datorită... zi, ok, ți se pare că tu crești da, masa da, da, musculară da. ușor. Da, Nu cresc ușor, dar probabil masa musculară e mai dezvoltată un pic decât oamenii care sunt mai mici, știi? Adică o fată care are un 60, 1.56, e mai greu să dezvolte fesieri decât o fac eu, știi? Adică... A, mie, șor, să oamenii care sunt scunzi, vorbesc din experiența mea. Nu, nu, nu neapărat scunzi, nu? că au fundul mare. Nu, eu zic că constituția corpului. Pentru că și fesierii sunt mai mari, dar comparativ cu o altă persoană de aceeași dimensiune, știi? Nu înțeleg. Adică, o persoană care are 1.70... Așa? Da? Chiar dacă nu știu, lucrează o anumită zona corpului, zona respectivă e mai mare da, decât la o persoană care are 1,50. ah oh, ok În sensul în care, hai să zicem normal, da, fundul unei fete care are fesierii, unei fete care are 1,50 m, o să fie mai mici decât chiar dacă la ea în momentul ăla ți se parcă sunt mari, când îi compari de fapt cu o, o persoană care are 1,75 Stai seama că nu sunt, știi, nu se compară. Bine, să aibă lucrați și cel la 1,75. m. Mm -hmm. Adică sunt alte dimensiuni. Ok, vorbești despre da, da, rap da. raport, uh -huh. înălțime exact, și dimensiune. Da, da, da. Ok, bine. Nu o să intru acolo, că e mult de vorbit. <laughs> <laughs> uh, vreau să te mai întreb d dacă... Despre înșelat. Uh -huh. Despre de ce crezi tu că înșală oamenii? De ce înșală parteneri? Și în special te întreb acum să luăm un exemplu de relație în care... Un partener face sală, iar celălalt nu. Uh -huh. Este cumva mai predispus partenerul care merge la sală și are grijă de el să calce strâmb, uh -huh. decât dacă dacă merge împreună? Da, pentru că unul la mână, în momentul în care mergi singur la sală, fără să vrei să socializezi, știi? Adică te prezinți ca o persoană singură. Pe când în momentul, din nou mă pun pe mine, eu în momentul în care merg cu prietenul meu la sală, da, poți eventual să saluți oameni, dar nu se dă nimeni la tine și nu se nu-și permite nimeni să întreacă limita, știi? Pe când dacă își merge singur la sală mai mai e un ha 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 floricele, știi? Și fără să vrei să socializezi, 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 până când o dai în altele. Ok. Da, dar același lucru se poate întâmpla în orice alt context. Că lucrezi în corporații, că nu știu sunt tot timpul alți oameni în jurul nostru, mm -hmm. nu? Tu trebuie să știi de ce stai în relația respectivă. Dar revenind la întrebarea ta, da, sunt mai predispuși oamenii care merg la sală să și ele, pentru că le crește stima de sine, primesc validare. Sunt alte persoane care au aceleași hobby ca și ei, știi? Hmm. Și ai spus mai devreme că nu poți să obligi pe cineva să meargă la sală cu tine? De ce stai cu o persoană care nu are ca și hobby chestia asta? Pentru că o persoană care merge la sală, nu e... Hai să nu facem mersul la sală doar despre mersul la sală, știi? O persoană care merge la sală are disciplină, da? Ține cont de ce mănâncă, ține cont de... Propriul corp, că la urmă, urmă, corpul e casa ta, e singurul mod prin care tu poți să experimentezi lumea din jur, corect? Uh -huh. Dacă tu n-ai grijă de corpul tău, explică mie cum ai grijă de alte aspecte ale vieții tale. Dacă să zicem nici... că el are, sau ea are grijă de corpul ei. <laughs> Așa, da? în ce fel? Păi, mănâncă sănătos, face mișcare, dar nu merge la sală. Uh, uh, ai văzut vreodată diferența între un om care merge la sală și unul care nu? Da. <laughs> și cum se simte? Păi depinde de om. La, la bărbați se simt Adică eu. Acum nu aruncați din nou cu nu în cap la mine, da eu n-aș putea să fiu cu un bărbat care nu merge la sală. Pentru că nu. Dacă care face altă activitate sportivă. Păi, nu poți să mergi la sală, să nu faci fitness, dar poți să faci lupte, poți să faci altă activitate da, tenis da, de tenis. sau să facă altceva, altceva, știi? adică să-și miște fundul într-o direcție. Nu mă deranjează. Atât timp cât face o formă de sport, da, mm -hmm. e ok, dar dacă nu face nimic, corpul, în momentul în care nu faci nimic, arată într-un anumit fel, se simte într-un anumit fel, poziția pe care o ai eu, de o anumită calitate, mm -hmm. știi? Și spune multe despre tine. Adică chiar spune multe despre tine. În primul rând că ești leneș. Chiar așa e. Ce e greșit să fii leneș? Ei, nu e nu o problemă să fii leneș, dar o să fii leneș și în alte aspecte ale vieții. Oh, ok. Și nu e problemă dacă sunt doi oameni care au ca și pațiunea asta comun. <laughs> nu e greșit. Dar dacă unul trage spre mai mult, Adică, leneș, legal evoluție și așa mai departe. Ce se întâmplă când unul trage într-o direcție și altul. De cel mai multe ori se pierd unul de celălalt dacă celălalt nu caută să evolueze știi? dacă eu mă plafonez și el, partenerul de cuplu, evoluează, la un moment dat o să mă lase în urmă. Uh -huh. Că nu ne mai potrivim energetic. Adică, okay. suntem pe mari diferite, paliere diferite. Aș întreba de ce înșală o femeie și vreau să întreb de ce înșală femeia. femeie. Uh, uite femeia înșală de cel mai multe ori. În mare, da, există și excepții, dar în momentul în care își caută validarea emoțională, da? în momentul în care are acasă un partener care nu mai e atent la ea, da, și de care s-a deconectat emoțional, o să caute să găsească conexiunea asta în altă parte. Și femeile, din nou, majoritatea nu își ală așa la primul clic. Ele întâi au nevoie să creeze o conexiune, să vadă că ești interesat cu adevărat de ele, știi, ca mm -hmm. să nu se simtă folosite după. Bărbații nu au neapărat nevoie de. Tot, tot, nu tot stai, 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 buton care funcționează exact. foarte bine. Și ăsta e și unul dintre motivele pentru care bărbații iartă mai rar infidelitatea decât o fac femeile. Da? Un bărbat, dacă a înșelat partenera de cuplu, e mai greu să o accepte, știi, să ierte escapada, să, să zic așa. Ier, să-și ierte partenera. Da, să-și ierte partenera, pentru că partenera a plecat din relația respectivă emoțional. Mm -hmm. El, bărbatul, dacă a înșelat, a plecat fizic, știi? M-am dus, sau am avut niște treabă aici, am băut o bere cu băieții. Și... S-a spălat și a venit și nicar a venit de, casa, exact, nu acasă, nu? Exact, da, pentru că el emoțional se conectează mai greu în altă direcție. Da. Chiar așa Dar, din nou zic, sunt excepții pentru că sunt și femei care pot să facă chestia asta, credem, m-am întâlnit multe. Adică care înșală ca sport, știi? Mm -hmm. Și nu, dar preponderent, majoritatea caută să se conecteze emoțional. Ce crezi că, că este acolo? Când femeia face sport? Sex? Sportiv? Unele poate au nevoie de experiența în sine. Adică pur și simplu vreau să experimentez și altceva. Majoritatea fac chestia asta când au ieșit dintr-o relație lungă, sau când au fost înșelate, pop. Hai să văd, să-mi confirm, știi, că, mm -hmm. că sunt uh, pe piață, da? Dar de cele mai multe ori, la fel cum îți explicam și mai devreme, e tot căutarea a ceva ce ți-a lipsit și ai tendința să crezi că prin simplu fapt că persoana respectivă stă cu tine acolo 50-15 minute, să sperăm că și mai mult, uh, ești important pentru el sau dar nu uh, e așa. Tu ai observat că atunci când cineva se desparte, primul lucru pe, pe care îl facem este să mergem la sală? Unele dintre cele mai des întâlnite... Da, pentru că sala te face să-ți recapeți încrederea în propria persoană și poate dacă ai fi mers la sală, în timpul relației nu ajunge să vă despărțiți. <laughs> <laughs> Sărea, nu? Da, tu știi ce foarte vehement tu nu dai nicio <laughs> jasă. Nu. Doar aici mergi la sală. Dai da, okay, da, contează, înțeleg. contează. Nu. De ce te apuci după ce te-a părăsit? Eu aș spune, eu, aș, eu sunt mai flexibil <laughs> și aș spune că atât timp cât tu te îngrijești, ai grijă de tine, mm -hmm. De corpul tău, mm. mi se pare că este, este ok, este în regulă. Nu, nu este în regulă. Adică trebuie să faci o formă de mișcare, da, din respect față de corpul ăsta pe care îl ai păi și da, o mașinărie, da, da. la urma urmei, da? Adică ai văzut, uite, tu ziceai, da, ai văzut un cal care nu iese să alerge? Adică pe care nu-l scoți să galopeze? E, 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 cum era vorba, e globă, nu mai e cal. Uite, ca să. Să treacă ușor, să fie, să fie mesajul, să încerc să-l fac mai, mai simplist. Nu, nu mai simplist, mai de la mine, mai așa. Să ai un corp pe care să te poți baza în orice mm -hmm. situație este mm -hmm. important pentru orice om în lumea asta ca să poți să trăiești la maxim viața asta care ți-a fost dată. Da. Știi? Și atunci capabil înseamnă să poți să faci lucruri bine. Inclusiv mergi pe stradă, inclusiv ridicat, da. inclusiv sex, că... inclusiv să dacă e nevoie să faci sprintul uh -huh. sau să bați, să, te, să te lupți, să poți face chestia asta ca lumea, știi? Îți cum se potrivește sala în viața mea de zi cu zi, adică pot să ridic un sac cu 15, de 15 kg de mâncare de câine. Da, exact. poți da. Pot să alerg sprint după câine când ai ieșit din curte <laughs> <laughs> să adică... Să merge un clip de TikTok de făcut, știi? <laughs> sau scurt, uite, fac în La fel, dacă ai copii, știi, trebuie să-i ridici, trebuie să-i car, trebuie să car lucruri pentru ei. Dacă ai familie numeroasă, care are cumpărături, du-te, te cam cocoșează toate treburile astea dacă n-ai rezistență, știi? Dacă n-ai o musculatură care pe care să te poți baza. Și îți mai spun ceva de ce am zis, am vrut să menționez asta, pentru că nu trebuie să ne mergi neapărat la sală, mm -hmm. Nu trebuie să mergi neapărat la sală dacă ești o persoană foarte activă fizic. Că dacă tu mai duci pe muncitorul din șantier să mai facă și sală, ah, Se bate la cu glopata. La un moment dat renovam casa cu prietenul meu. Bine, noi doi am meseria și nu avem nicio treabă. Dar ideea este că după 5 ore de făcut prin casă zugrăvești, din asta. chiar ne gândeam, mamă, oare cum mai merg oamenii ăștia care lucrează pe șantier la sală, N-ai nicio șansă, n -n nici n-ai nevoie cred că, ce să mai e, faci? Și atunci, da. nu doar sala este o sursă, orice da. formă de Mișcare. activitate fizică. Da. Dar, din păcate, în felul în care trăim noi, da, în orașe, e cam greu să faci în ziua de astăzi alte activități, știi? Adică sala e cel mai la îndemână. Da, vorbește cu un instalator sau cu un întâmplar să vezi ce nu, să da, Oamenii ăștia sunt uh, în minoritate. Majoritatea oamenilor au joburi din astea unde stau pe scaun, știi? Da, așa este. Și de asta zic că e foarte important pentru noi restul care nu avem joburi solicitante. și nici măcar e suficient dacă se duce. O perso mie mi se pare da. că dacă ești static toată ziua și faci o oră de sală, tot... Da, nu e suficient. Sedentar te numești. Da, dar poți să contribui cu mersul la, de la sală acasă pe jos sau de la muncă acasă pe jos, știi? Adică mai contribui cu ceva, într-adevăr. Să parchezi, la mașina mai parchezi mașina mai departe. Să parchezi mașina mai departe. ce de repede da. a trecut timpul, deci... Da. Uh, și mai am niște o întrebare pentru tine. De fapt, nu mai am o întrebare. Vreau să trecem la final. Uh -huh. uh, la final de fiecare episod, eu am o serie <coughs> de întrebări rapide pentru fiecare invitat. Se numește Foc Automat. Și uh, o să încep cu... Aici o să răspuns cu postul de scurt și așa mai departe. O, ești pregătită? Da, Doamne, da. Nu, sunt ok. Care este superputerea ta? <g blending> Empatia. <laughs> Empatia? Da. Asta e grea. Aici uh. necesită definiție. Uh, în sensul că mi-e foarte ușor să înțeleg prin ce treci, fără să nu dai prea multe detalii. Știi? Adică te văd și știu. Da? Da. Yeah. Mi-e mi ușor să mă conectez la oameni, dar uh -huh. nu e o superputere neapărat, că de multe ori te stoarce, dar e o superputere ținând cont că trăim într-o lume în care nu mai suntem atât de empatici sau atât de prezenți unii cu ceilalți. Mișto asta. Bun, o cumpăr. Dacă ai avea puteri nelimitate, ce ai face? Puteri nelimitate? Aș face oamenii, aș trezi oamenii, aș face conștienți de ce se întâmplă în jurul lor, știi? Că tot așa, înainte să vorbim, sau nu știu dacă am zis un podcast, înainte să începem podcastul, ziceam cum poate o persoană să treacă pe lângă cineva aflat în suferință, indiferent că e bărbat, copil, animal, animal. Și, și mai departe, fără să... Mă, uite-te că suferă ăsta lângă tine aici și nu-l vezi, știi? Cred că aș face oamenii să devină conștienți astea, să poată să se simtă unii pe alții. Oare cum ai putea să faci asta? Cu tine, De asta e de putere, putere, știu. <laughs> Intru în mintea lor și... <laughs> ce înseamnă libertate pentru tine? Uh, libertatea pentru mine este să pot să fac ce vreau, când vreau, cum vreau, fără să, nu știu, fără să am restricții, adică să mai ales într-o relație de cuplu, e important să am libertate. Adică să pot să exprim tot ce simt, fără să fiu judecată sau fără să fiu pusă la zid, dar nu e, n-ai voie. De ce îți gândești așa? Da, pe înseamnă ascultă-mă știi? Mm -hmm. dă voie să zic. Mm -hmm. asta dă voie să fiu. Da, dăm voie să fiu. Și indiferent ce înseamnă asta, că poate mi-a plăcut tipul respectiv, fără să-i bam, păcat, s-au activat ție trei butoane și ai senzația că te părăsesc acum pentru el, știi? Adică, uite, de exemplu, prietenul meu e cel mai non-agresiv, gelos om pe care îl știu. Lui poți să-i zici, mamă, eu de mâine vreau să mă convin cu tipul să și zice, dacă asta îți faceți ți-e bine, ok. Știi? Adică nu are niciun, niciun, stres. Să o atitudine foarte sănătoasă pentru el. Da, și el tot timpul îmi zice așa, mă, dacă te desparți de cineva, tu, tot viața ta o să trăi. Doar că el a trăit diferit față de mine, știi? Adică el n-a avut parte de suferința asta în, în familia de bază, știi? În copilărie. El a fost foarte bine crescut. Adică a avut niște părinți care erau foarte deschiși emoțional cu el și așa mai departe. Și la el mesajul a ajuns așa. Că tu ești bine oricum, da? Mm -hmm. Adică, că ești într-o relație, că ești singur, tot, tot viața ta o ai, tu tot te duci la muncă, tot te duci la sală, tot ai hobby-urile pe care le ai, ești cu prietenii pe care le ai, adică partenerul de cuplu e cu tine dacă îți aduce un plus. Știi, niciodată n-ar trebui să fii cu cineva care te trage în jos, care te limitează, care nu-ți mai dă voie să te exprimi. De să zic, e foarte important să poți să fii tu în relația de cuplu, pentru că majoritatea nu sunt ei mm -hmm. în relație, știi? Tot timpul mai cioplim ceva din, din personalitatea noastră ca să ne potrivim cu celălalt. Cu ce vede celălalt, mm -hmm. ce vrea să vadă celălalt da, la noi. Da. Mm -hmm. Bine. Și tu ai zis că e 33 de ani. Tu ai zis că nu zici ce o nu? E, ce e, o să o să da, atât am 33. Iată, mă, eu, eu sunt în regele gafat. Tu să tăieți asta. Nu, tăieți, mă, e ok, de ce contează? <laughs> <laughs> am 24 <laughs> pentru tine. <laughs> da. Uf! E, nu știu de ce. Eu am 40. Mulți înainte. De miliarde. Mm. Bun, ia fi Răspunde rapid. 100 de milioane sau 20 de ani din nou? 100 de milioane, nu mai vreau 20 de ani din nou, nici gratis. Ești prima persoană care răspunde asta. Tu, tu știi ce am trăit tu la 20 de ani, lasă-mă. Ok. Nu, mi se pare că înțelepciunea pe care o am acum n-aș mai da-o înapoi să fiu, poate să fiu cu mintea asta, dar, da. dar nici atunci, că ar da. trebui să mai trăiesc încă 13 ani pe planeta Pământ. Nu mersi, okay. ajuns, ok. Bun, deci tu vrei să pleci. Nu vreau să plec, dar vreau să, să mergem în continuare a jocului, știi? <laughs> nu <laughs> mă da de la capăt 3 nivele. <laughs> Cum arată Cătălina la 100 de ani? Am zis pe să nu ajung 100 de ani. Mm -hmm. <laughs> nu, vreau, nu, vreau, să ajung 100, 100 de, ani. de ce este așa de, 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 de nedorit <laughs> pentru tine? Tu ai văzut oamenii la 100 de ani? C <laughs> ai păsut? da, să te trecum. Hai să, ce, hai să facem un exercițiu de imaginație. Imaginează că ai împlinit 100 de ani. Cum Majoritatea -a a oamenilor, a oamenilor a la 100 de, de ani, de eu dacă o să am 100 de, de, de ani, sper de să nu fiu așa, a sunt dependenți de alții și nu se pot ridica din pat Între tremură adică, nu toți sunt așa. Pe nu toți, dar majoritatea. Adică... E cum arată Cătălina? <laughs> nu cred Lua că să e păi foarte alţii. diferită de majoritate. Că nu merg la sală și nu-și o colați care, care arată bine <laughs> când fac îndreptări. Um, cred că arată Cătălina ca un om în vârstă, dar care are super multă experiență. Adică care a acumulat prea multe. Ai portă ce să mai porți colanți cu... Vin, <laughs> vin la <școlanțe> acum? <laughs> nu, cred că aș purta pișta mare, nu știu. nu știu ce aș purta la... că am văzut un tip la 100 de ani în Africa, așa, așa spunea care peste 100 de ani și arăta și se mișca și gândea și vorbea într-un mod extrem de, de și vital. Da, nu știu ce să zic. Se poate, se poate. Dar știi că se zice că tot ce avem noi acumulat în corpul fizic e de fapt din mental, din emoții, da? da. Adică și, nu știu, bolile pe care le ai și mai departe. Adică s-ar putea să fiu sănătoasă încă la 100 de ani, <laughs> tot o să fiu de 100 de ani. Cum să știi carcasa asta? Păi asta zic, adică e făcută pentru o perioadă de timp. În mod ideal, omul ar trăi 160 de ani, în condiții optime. În condiții optime. Acum, dacă te la și nu stai la, oraș unde sunt mașini și da, și așa. Dar cred că stresul e principalul, știi, lucru care ne erodează, de fapt. Stres. Da. da. Și, și sirenele de la salvare. Da, și tot cu tot la mental pe care le ai, știi? Adică tu, deși, uite, acum e un moment în care chiar sunt prezentă, dar în majoritatea timpului nu ești prezent aici, știi? Ești, tu mănânci, dar te gândești că trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, și adică te stresezi cu alte lucruri pe care trebuie să le faci, dar nu le-ai făcut încă. Și asta se întâmplă tot timpul, că faci sex, că mănânci, că te plimbi. Asta că... doar la o femeie, că o femeie când face sex se gândește și la lista de cumpărături, un bărbat când face sex este doar la sex, mă O femeie când face sex se gândește dacă arată bine. <laughs> dacă e bună poziția asta, Pentru dacă. Pentru asta sunt da, trebuie să primească o confirmare. E adevărat că n-ai voie să pui păr... De fapt, nu. Zi, zi, ce să știi? Pui? O femeie, era o, era o glumă. dar o femeie are o un nuntă a doua zi și s-a coafat, da? Așa. Și când face sex, să se ții pe la bărbat să nu-i pună mâna pe păr, Îți <laughs> strică coafiul. <laughs> mă țin de, de ce <laughs> <laughs> nu, nu știu. Bă. Nu știu. Sau văzut că în America am că se poartă peruci. Da, un, nu dar și la noi sunt. Și la noi? Da? da, da. da. Să-mi și una, că la mine a căzut tot părul, poate. De la <laughs> și în timpul, Dar cred că am văzut-o Băi, cade, efectiv le cade părul. De a căzut, da. căzut ca pe jos. Dar, în special, femeile de culoare poartă peruci. Da? Da, da. Adică... Nu știu care e fața cu ele. Din cauza că au chestiile alea, le fac odițele alea de când sunt foarte mici. Con eu nu știu cum se cheamă, dar și de care zic, fiind foarte strânse, îți se rupe firul de păr de la rădăcină, știi? Wow. Și eu am pățit la fel. <laughs> da. Și și ca să-și lase pur și simplu ori să-și lase părul mai lejer, da, pentru că ele au părul la creț și nu poți să-l faci în 3000 de feluri să-l îndrept să, îndrepti, să tărără, pui-o pe rupă. Adică nu mai soliciți. Da. Sau niște colanți cu pușa. Sau fiecare cu, cum consideră. Așa, hai să revenim. Dacă îi dau o lege pe care să o respecte toată lumea, care ar fi legea aia? O lege pe care... Vreau să zic că spunem adevărul toți. <laughs> Știi, să se poată cuantifica că spui adevărul. Uh, mă nu știu care. A, să primești puncte bonus că spui adevărul. Nu, nu să, nu să, crezi, să nu fii știu. sigură că ai spus adevărul, știi, ca la detectorul de minciuni. Să am eu buton, să am da, un da, display Da, dar să pot să. Detector de minciuni. Mai rog, este de, de genul că de ce <laughs> extraterestri se miră de faptul că încă vorbim în cuvinte și nu vorbim telepatiștii? <laughs> ah, <laughs> da, că avem prea multe minciuni de, de, de spus, spus <laughs> pe care nu poți să le ascunzi telepatic, știi? Dar n-aș ști să zic o lege, adică nu aș da, asta. Nu, nu, știu. O lege așa pe care o să respect toată lumea, nu știu. n așa, da, nu. Nu? Eu nu m-am gândit la asta niciodată. <gători> o, uite, dacă ai fi în locul meu, ce m-ai întrebat și nu m-ai întrebat încă? Nu te-am întrebat încă. Hm? Te-am zis bine? Stai. Dacă ai fi în locul meu, ce așa. întrebare ți-ai pune și n-am întrebat eu încă? M-aș întreba dacă sunt fericită în mod normal. Ești fericită? <gători> Da, și ți-a zice că fericirea e... e doar o chestie de nuanță. Adică nu poți să fii fericit tot timpul, cum nu poți să fii trist tot timpul sau supărat sau depresiv tot timpul. Adică tot timpul e sus, jos, sus, jos, Și ar trebui ca oamenii să nu se mai sperie de chestia asta, pentru că vin foarte, foarte des oameni în consiliere care trec de prima fază a relației și au senzația că, dar nu mai sunt fericit, dar nu mai iubesc, dar nu știu, știi? Pentru că nu mai e la fel. Pentru că cum nu mai e la fel, nu mai e bustul ăla de adrenalină pe care îl primești la începutul relației, știi? Și uh, nu trebuie să cuantifici fericirea. Adică pur și simplu trăiește momentul. Tu în lumea asta simți că ai vreo misiune? Da. da. Dar nu simt de foarte mult timp. Și adică e de, nu știu, un an de zile am început să fie, a început să fie mai, mai frecventă. Uh, mi se pare că cumva ajut oamenii să se trezească într-un fel sau altul. Și adică să se trezească la mine egal, să fie mai conștienți de ce li se întâmplă în momentul respectiv. Adică să nu mai fie pe pilot automat. Așa, asta e din punctul meu de vedere, prima. Și a doua e hai să salvezi animalele, dar nu știu să zic de ce. De fiecare dată când găsesc un animal și zic, bă, de asta nu mai am bani, fac bani pentru animalul ăla, știi? Și mă gândesc că n-are cum să fie una fără alta. Cât costă să ai grijă de animalele tale? Cam 95% din veniturile mele. No, da, costă da. mult, pentru că nu e doar despre mâncare, despre hrană și asta, așa. Multe sunt bătrânești, adică... Da, și dacă mergi la un veterinar, o să observ că e mai scump decât dacă mergi la, o, la o clinică privată pentru oameni. Da, am văzut asta. Da, da. Și, da. Dar eu, faza e că, nu știu, mă simt bine, eu mă simt bine când suntem conjurată de animale. Uite, vreau să răspund eu la întrebarea asta, ce aș face eu, ce lege, aș da. Yeah, să okay. respecte toată lumea, fie atentă, legată de animale și de tot ce ar mi-ar mie, plăcea să nu mai muncim pentru bani. Da, dar cum faci o lege? Uite, spun, cum am când și cred că ar merge? O societate structurată pe servicii. Așa. Toată lumea contribuie și fiecare primește ceea ce are nevoie la, co la comun, uh -huh. dar nu neapărat meritoriu, ci pur și simplu ești aici, faci asta pentru că e nevoie să funcționăm și primești cele necesare. Un troc. E un troc. Uh -huh. A fost un arhitect care a făcut genul ăsta de, de. a structurat genul ăsta de oraș. Nu mai știu cum se numește, în scapă. Era pe cerc, în centru erau puse toate instituțiile importante: poliție, judecătorie, spital și așa mai departe. Și al doilea inel erau celelalte administrative, mm -hmm. mai puțin importante, și la final, de tot, la margine, era, erau locuințele. Societatea. Oamenii. Societatea unde nu existau garduri între locuințe, tot terenul era uh, disponibil pentru toată lumea și nu, nu, era îngrădit, aveai casa ta, intimitatea ta, dar toată lumea contribuia la societatea respectivă făcând lucrurile care sunt, pe care, la care el era bun să performeze. Da. Știi? E, Utopie e, este practic. E, Dar tu trebuie să înțelegi că oamenii au ego. Și acolo s-ar cu... preda, și acolo s-ar cum să fii conștient. Da, da. Dar atât timp cât avem ego, tot timpul să avem nevoie de simțul proprietății, știi? Dar eu cred că ar dispărea dacă ne-am educa copiii așa. Exact, adică ar funcționa pentru oameni care sunt crescuți în felul ăsta. Dar e cam greu să convingi oamenii să-și educe copiii în felul ăsta când oamenii sunt. Când apare suferința, suficient de mare, cum ai spus, și tu apare și schimbare. De mult, depinde. Depinde de, de la persoană la persoană, da? Unii oameni, în momentul în care apare suferința, încep să se întrebe da, ce, ce, ce neregulă, ce pot să schimbe ei, da, ce pot să adapteze, adică se trezesc, pe când la alți oameni, când apare suferința, încep să o arunce pe ceilalți, știi? Da, dar intră în ce ai spus tu, intră în ciclu. Ei păi, intră, da, dar sunt oameni care nu ies niciodată din ciclul ăla și vezi la 80 de ani că încă îi aruncă cu pietre în cap. Înseamnă că sunt eu mai optimist și mai... ne da, N-ai văzut moșia. Deci mie mi s-a întâmplat, da, mă duc la sală, da, și pe drum spre sală intru și pe la un mega să-mi iau apă. Megan, mă la un pe la un, da, e okay, pe la gen, un market. Da? Megan, da. Intru pe la un market și sunt în bustieră și în colanți, da? Deci, nu odată, de multe ori, femei în vârstă, mamă, te intri îmbrăcată în magazin, ar trebui să nu dea ăștia voie. O femeie, n-am... Sunt îmbrăcată, Vezi, mă, că femeia n-a, n-a descoperit colanția care intră în curte, Da, dar de obicei, I -a, i -a intrat, de obicei doar oamenii în vârstă cum fac femeile asta? și femeile în mod special și de multe ori. Și nu doar Că merg așa la sală, dacă porți un top, știi cum e ăsta. Deci sunt femei, 100% în vârstă, care zic că ești dezbrăcată pe stradă, știi? nu, iau așa da, o da, da, pe asta. De asta n-am zis, zis că educația să înceapă de la ăștia bătrânci. și să înceapă de la copii. Nu știu dacă de la ăștia bătrâni. Mm -hmm. Păi, nu ai cum să înceapă de la, da. la bătrân, că ăla este deja. Mm -hmm. pe nu neapărat, dar și-a asumat de... și-a însușit toate programele da, pe care da, le-a da. cultivat sau împământat acolo. Două lucruri care îți plac la tine și la mine. Simt două lucruri care spun la tine, da. Faptul că am o minte liberă, adică pot să înțeleg pe toată lumea, știi? Și te înțeleg și pe tine și pe celălalt și pe celălalt și pe ăla care e criminal și pe toată lumea înțeleg, știi? Am capacitatea asta să înțeleg, fără să judec prea mult. Așa și celălalt, îmi place că sunt, din punctul meu de vedere, sunt un om corect. Adică chiar și cumva, mi se pare că răspund energie pe care ești tu, da? Pur și simplu ți-o oglindesc. Și asta mi se pare că îmi place, știi? Mm -hmm. Adică știu să-ți dau și o tigaie în cap, dar în același timp, da, sunt ai și... Ai oglindit-o bine. Da, <laughs> poți să și te mângă, știi? Chiar mergeam cu tigaie, am cumpărat o tigaie zilele trecute și ziceam, mă, poate asta poate să fie o armă super tare, să-i tragi una... Dacă e din head. De fontă. Da, chiar poți. <laughs> da. Se joci tenis cu fața unuia. Mă, dacă îi dai o tigaie în cap cuiva, e muta fața, nu mai e ce să... Ultima întrebare. Da. Și încheiem. Ce crezi că te-ar întreba Dumnezeu când v-ați vedea? ai experimentat tot ce ți-am dat să experimentezi <laughs> sau te-ai fofilat și ți-a fost frică? <laughs> pentru că de multe ori ne fofilăm. Și știi? cum e? Uneori sunt lașă, să știi. De multe ori se întâmplă să fiu lașă și să nu experimentez anumite lucruri pentru că cine știe ce să se întâmple după. <laughs> adică încerc să stau în zona de confort și de siguranță, știi? Și care e frica ta și cea mai mare? Asta legată de asta. Păi, nu știu. Să rănești pe cineva sau. Să Poți să rănești oamenii inconștient fiind, dar poți să nu știu, uite, să nu mai fi disciplinat și să nu mai poți să faci bani pentru toate lucrurile pe care le-ai de întreținut. Adică, în momentul în care depind foarte multe lucruri de tine, nu-ți mai permiți să o dai de gard, știi? Uh -huh. Că nu mai ai ce să le dai alura de mâncare. Știi? Da, știi? Și asta, cred că ar fi. Să-mi dau voie să experimentez, cred că e. Și cred că toți venim să experimentăm, dar s-ar putea de multe ori să nu o facem. Și, apropo de asta, poți să rămâi și în relații, da, de foarte lungă durată, dacă tu trebuie să ieși de acum 15 ani din ea. Dar din frică n-a ieșit. Da, experimentezi să stai într-o relație în care nu-ți place. Da, cât? Toată viața? Și Mie să se pare că e experiență și asta. A meritat la final? Merită? Nu știu. Vedem în data viitoare, știi? <laughs> da, o, la următoarea reîncarnare s-ar putea să fii gigolo. Da. Da, să e bine să le faci pe toate acum. Păi vei, să nu mai, vi de la rău 3, 5, da mai vii doar 3, 5, 10 ani. nu sau dacă nu mai vii. Bun, îți mulțumesc, Caterina. Da, A fost -a o discuție <laughs> foarte mișto. Mi-a făcut plăcere. Cam scurtă. Da. Cam mai știu că suntem aici. Da, da, Avem da. peste oră, un pic. Da. <laughs> Bun. Îți mulțumesc că ai acceptat să participe aici. Îți mulțumesc pentru că mai ai drag. avut disponibilitate și te-ai deschis maxim. Apreciez foarte tare. Dacă vrei să spui ceva în încheiere? Uh, Încerc să aveți relații sănătoase și să fiți sinceri cu voi vă. Frumos asta. Yeah. Cel să mai țineți important. și cont. Da, de sinceritate, adică nu doar. Uh... Asta este, mi se pare yeah. o, o piedică mare, să fim sinceri cu noi înșine. Mm -hmm. Mm -hmm. Un obstacol și o lecție foarte frumos de învățat <gri> și dificilă. Yeah. Bun. Uh, îți mulțumesc. Cu mare drag. Și îți mulțumesc și ție care te-ai uitat la acest podcast. Nu uita să apeși butonul de like dacă ți-a plăcut. Apasă și dacă nu ți-a plăcut. Și subscribe. Și subscribe. <gri> și dacă crezi că ajută pe cineva sfaturile care au fost date aici, lucrurile care s-au discutat, dai un share. Da. Mm -hmm. Eu sunt Cătălin, ea este Cătălina. Vă <laughs> mulțumim că ne ați urmărit și ne vedem data viitoare. La revedere.